a la pereza de Veniere, un proiect extraordinar de promițător, în care erau un aparat critic de o foarte mare acribie, realizat de Cristian Simionescu, un foarte bun editor, unul din editorii de marcă pe care a avut editura Minerva la București. Din păcate, acest proiect a fost, după Revoluție, a fost abandonat și în clipa după aceea a apărut Opera Rosadorina, a apărut sporadic și nu cu acribia cu care ne obișnuise editura Minerva. În clipa de față, v-am spus, edițiile care sunt în librării sunt ediții precare, sunt ediții care nici măcar nu menționează ediția că a fost reproduse operele după ediția din timpul vieții autorului, ediția din 1957-58. Așa, nici măcar acest lucru elementar nu este menționat pe copertă, dar nu numai de aici pleacă toate reținerile sau, cum să vă spun, amânările pe care suferă în clipa de față opera sadoveniană în ceea ce privește receptarea. O anchetă care a fost făcută nu de mult, ducea pe primul loc, deci în anul 2000 s-a făcut o anchetă care este cel mai important roman al literaturii române, situat pe primul loc Crai de curte veche a lui Mateiu Caragiale, iar pe locul 2 Craga de aur a lui Mihai Sadoveanu. Deci nivelul de frunte al locul 3 era Rebreanu. Nivelul de frunte al cozei românești, cam asta a fost și el se menține, se pare, și acum, pentru că Mateiu Caragiale a rămas destul de bine obținut în manuale școlare, Sadoveanu rămâne doar pentru clasele primare, pentru obișnuința cu lectura. Dar n-am să intru în toate detaliile astea care de natură să ne întristeze, ci am să vă spun că astăzi, pentru deschiderea Sadoveniene, am invitat un exeget de marcă, un exeget al operei sadoveniene, care este profesorul Constantin Dram, profesor universitar la Catedra de Literatură Română a Universității Alexandru Ion Cuza din Iași, un prieten al nostru, prieten, îmi permit să spunem așa, pentru că este originar din județul Neamț, este originar din Războieni, ținutul care l-a dat și pe Constantin Virgil Gheorghiu, un mare prozator, care noi l-am sărbătorit și anul trecut și anul acesta, Constantin Virgil Gheorghiu și nu numai. Tot din spațiul acela vin și alți scriitori, dar Constantin Dram este criticul literar, istoricul literar de marcă, s-a ocupat de opera sadoveniană, mai ales odată cu doctoratul pe care și l-a dat în materie de Sadoveanu, opera lui Sadoveanu, în 2002. În 2002 a dat, dacă nu mă înșel, cu profesorul Liviu Leonte, așa, și care a fost un real succes, mai ales că printre puținii care s-au ocupat cu atâta aplicare asupra operei sadoveniene. Cunoaște la amănunt, cunoaște la detaliu opera sadoveniană. Pentru astăzi ne-a ales o temă care pe mine m-a contrariat, dar am înghițit și am spus așa trebuie, așa este tema, să nu știu la ce se referă exact, dar vă spun, Mihail Sadoveanu, prevestitorul. Ce a prevestit Mihail Sadoveanu sau ce prevestește prin opera lui Mihail Sadoveanu, ne va spune astăzi Constantin. Zeci și sute de generații ale clanului din care făceam parte se petrecuseră într-un colț de lume la apa Moldovei, în întuneric și suferință, în tristeță și revoltă înăbușită împotriva unei vieți care devenea din ce în ce mai grea și mai apăsătoare. S-ar fi putut să trăiesc și eu ca cei dinainte și să nu rămână după mine nici o amintire ca despre frunzele și florile anotimpurilor. Dar s-a întâmplat să ies la lumină și sufletul acestor rânduri de oameni ai tristeții și ai suferinții pe care i-aveam în mine ca un venin, sufletul acesta colectiv care aspiră spre altă lume și altă viață, mama mea mi-a trecut mie. Tot Sadoveanu a fost un prevestitor în ceea ce privește propria operă. Și mai mult despre aceasta voi vorbi astăzi în fața noastră și mă bucur că sunteți aici.
Când Sadoveanu publica în 1904 cele patru volume care au determinat faptul ca anul 1904 să fie numit anul Sadoveanu în literatura română, în cultura română în general, Sadoveanu avea doar 24 de ani. Cele patru volume, Șoimii, Dureri înăbușite, Crâșma lui Moș Precu și Povestiri, puteau asigura o suficientă operă pentru un autor. În sensul că Sadoveanu, dacă ar fi scris doar atât, tot rămânea într-un loc oarecare în literatura română, desigur nu cu augmentarea pe care a cunoscut-o mai târziu. Dar era suficient ca să rămână în literatură. Prevestitorul Sadoveanu este acela care a înțeles un lucru care face ca opera sa să fie într-o tot o aparte de a tuturor celorlalți scriitori români și îndrăznesc să spun chiar și a scriitorilor din celelalte literaturi. În sensul că, spre deosebire de alți scriitori care au căutat mereu alte drumuri, și de exemplu în literatura română de vreo 20 de ani e o modă că foarte mulți dintre acei care au fost înregimentați, cunoscuți, comentați, lăudați, criticați, ca fiind, de exemplu, poeți, foarte mulți au făcut o deplasare radicală și de vreo 15-20 de ani avem o mulțime de poeți care au descoperit peste noapte că de fapt ei sunt romancieri, ei sunt autori de teatru, ei sunt mari critici literari, adică și-au dat peste cap tot programul cu care porniseră ei în literatură, că au făcut bine sau rău, mă abțin. Dar e o chestiune interesantă care îi face pe acei autori să nu mai știe exact de unde se iei și unde se așeze. Dacă îi spui poet, s-ar putea să-l superi, pentru că el tocmai a luat 4 premii pentru nu știu ce romane publicate în ultima perioadă și probabil îi place mai mult să fie romancier. Dar aici este dreptul lor. Sadoveanu a făcut o chestiune total atipică. În sensul că tot ce a scris el, începând cu acele 4 volume despre care spuneam din anul 1904, este ordonat într-un proces de scriere și rescriere continuă. Adică el și-a regândit fiecare operă de mai târziu, de după 1904, neuitând nicicum relația cu acele patru volume. Dacă ar fi să luăm Șoimii, acesta peste 50 de ani aproape, avea să devină un cu totul alt roman care se cheamă Nicoară Potcoavă. Între Nicoară Potcoavă și Șoimii, e o relație pe care o putem stabili, să spunem, la nivelul unui comparativism banal, acela că și unul și altul sunt romane care vorbesc despre niște aventurieri de după Ion Vodă cel cumplit, e vorba de frații săi mai mici, care au căutat să pună mâna pe tronul Moldovei. În Șoimii, toată acțiunea este concepută la nivelul romanelor de aventuri care se scriau pe la începutul secolului 20 în literatura română, erau romanele cu haiduci, erau la modă. Sub influența unui scriitor despre care astăzi puțină lume mai știe sau mai vorbește, dar el a fost foarte popular la sfârșitul secolului 19 și începutul secolului 20, publicat prin tot felul de magazine, prin tot felul de reviste din acestea, să spunem, care apăreau un an, doi și dispăreau. Îl chema Nede Popescu și se spunea Nedea. Acest Nedea a trezit un gust al literaturii de aventură, de ceea ce în Franța era de capă și spadă. O literatură în care erau personaje foarte puțin caracterizate, deci cu o imagine caracterologică minimală, dar autor de fapte din aceste de vitejie care trezeau gustul cititorilor și mai seama al cititorilor. Era și această o literatură de care însuși Sadoveanu s-a lăsat fascinat când era elev la Liceul Național din Iași, liceul care a purtat numele o vreme. Aceea nu și cauza de național de Iași. Deci dacă din Șoimii a făcut Nicoară Potcoavă, de fapt el a făcut din Nicoară Potcoavă o capodoperă. Șoimii era o carte de tinerețe, subțirică, concepută sub forma unui jurnal de aventuri a unui personaj numit Radu Suriță și cartea chiar așa și începe. În genul acesta de literatură spuneam că Borges spune cu totul altceva. Acel altceva înseamnă de fapt că personajul nu este definit decât printr-una sau mai multe povești, povestiri despre acel personaj. Adică povestirile sunt acelea care dau viață personajului. Nu ai în spatele două povestiri, nu există. Și dacă vă amintiți de Hanu Ancuței, la un moment dat, acel moderator, care era un fel de Cristian Livescu de la Hanu Ancuței, pe care îl chema Comisul Ioniță, Comisul Ioniță, care dădea voie cuiva să spună sau nu spună următoarea poveste, din cele 9 care sunt la Hanu Ancuței, acolo puteau să fie și 90, puteau să fie 100, ca în Decameronul.
Sadoveanu a oprit că a avut el să oprească, așa era Momondova, unii poate să mai scurte. Dar comisul Ionițe, la un moment dat, întreabă pe un personaj, sau chiar pe două, că erau împreună, dar istorisii știi să spui? Deci nu conta că acela era puternic, era frumos, că era bogat, că era nu știu cum. Conta dacă știe sau nu să spună istorisiri. Știe să spună istorisiri, personajul face un pas în față și își spune propria istorisire. Altminter spus, personajul exista doar prin forța epică care se putea organiza în jurul său. Și ajuns aici, facem distinția necesară între epic și epos. Epicul este tot ce este generat de un scriitor care are paternitatea textului respectiv și suficientă egolatrie ca să și-l atribuie. Adică asta am scris eu și numai eu știu ce am făcut acolo și sunt, probabil Balzac a fost cel mai puternic din acest punct de vedere. Adică tot ce era în Balzac era Balzac. Nu era altceva. Și Balzac era un fel de Dumnezeu peste personaje, peste acțiune, peste lumea uriașă din comedia umană care rivalizează cu istoria. Balzac era spus că el vrea să rivalizeze cu istoria și să facă prin intermediul condeiului de scris ceea ce Napoleon, marele său contemporan, puțin mai din urmă, făcuse prin spadă sau, în fine, prin armă. Dacă Napoleon a reușit să cucerească aproape toată Europa și o cucerea, dacă nu se întâmplau niște lucruri neprevăzute, Balzac a vrut să facă acest lucru prin scris și a reușit. Eposul, cealaltă distinție la nivelul respectiv, cealaltă parte a distinției, este tot o sumă a producțiilor povestite, dar care sunt undeva mai în spate, într-un plan secund. Ele țin de mentalitate, țin de profunzime, țin de proprietatea aproape colectivă. Eposul este a nostru. Există un epos nemțean, există un epos moldovenesc, există un epos românesc. În eposul respectiv ne putem înțepa, putem accesa ca pe calculator sau nu. Ei, cu Sadoveanu se întâmplă acest paradox că el este în același timp epic. Și probabil, foarte mulți spun despre Sadoveanu că a fost cel mai mare povestitor român. Se aproape convins că peste 10 sau 15 ani acest lucru nu se va mai spune deloc. Pentru că mergem într-o curbă foarte, foarte interesantă și periculoasă a existenței spirituale românești. Dar Sadoveanu, pe cam dată, ca dovadă că suntem aici, încă mai rezistă în această aserțiune. Dar în același timp Sadoveanu este creator și de epos. Tot ce a făcut el este atât de gigantic și de greu de cuprins, încât sunt aproape convins, și asta o cuprinde toți de aici, adică se va întâmpla relativ curând, să putem discuta despre texte produse de Sadoveanu, fără să mai știm să le lui. Asta înseamnă să fie epos. Eposul intră într-o receptare largă și mai cu seamă pentru cei care citesc din ce în ce mai puțin, dar de auzi mai știu să audă, atunci vom vorbi despre eposul Sadovean și nu doar despre epicul sadovenian. Tot despre Sadoveanu ca prevestitor, ca să încheie explicarea titlului, am făcut și altă trimitere. E aceea care ține de începutul cărții Divanul Persian, acolo este un scurt text de vreo 5-6 rânduri, cules pe carte cu caractere italice, care este numită de Sadoveanu precuvântare. Nu-i prefață. Prefața, de obicei, mai nou, o face un critic literar, rugat, convins, sau Dumnezeu știe cum, ca să justifice apariția unei cărți. Și de obicei îl laudă pe scriitor acolo, acela care a gândit cartea. Precuvântarea respectivă îi aparține, de obicei, scriitorului și are un fel de valoare de motivare, de demonstrație, de ceva de genul acesta. Motivarea sadoveneană e foarte interesantă. Divanul Persian, carte pe care eu aș băga un manual școlare, dacă aș avea această putere alături de Creanga de Aur, despre care a vorbit Cristian Livescu mai înainte, pentru că probabil sunt cele mai rotunde cărți sadoveniene. Mult mai convingătoare pe plan cultural, universal, decât Frasijder sau Baltagu, cu care ne chinuim noi prin școala preuniversitară. Dar cine a venit asta, a venit tocmai urmă. În preguntarea respectivă, care a fost scrisă în 1939. La câteva săptămâni după ce Sadoveanu scria textul respectiv, armata hitleristă ocupa Polonia și în scurt timp îi spunea cel de-al doilea război mondial. Și Sadoveanu spunea așa, ca să vedem forța prevestitoare a lui Sadoveanu. Secretul acestei cărți îl ținem pentru noi.
cărțulia, însă o dăm contemporanilor. Se întâmplă că prețul ei strălucește iar, întrucât zilele ce trăim noi acum, fiii Europei, sunt tot așa de aspre ca și zilele de demult. În cartea sa, el se referea la vremurile cumplite, de pe vremea unui împărat din vechime, era califul de la Bagdad, era altă lume, erau alte întâmplări, dar ceea ce unea vremurile vechi cu vremurile noi, era că zilele deveneau aspre și că lumea era sortită pe irii. Chiar de tot lumea n-a perit, nici măcar în cel de-al doilea război mondial, dar s-au întâmplat chestiuni cumplite pentru toată existența lumii. Vorbirea mea de astăzi, ca să nu-i spun chiar conferință, ține de un cuvânt pe care l-am folosit de câțiva ani încoace, cu care am vorbit cândva și cu Cristian Livescu și el m-a întrebat dacă despre asta vorbesc azi și atunci am scris unific cele două dorințe, a mea și cu a lui. Cuvântul, sintagma respectivă, se cheamă codul Sadoveanu. Prin cod Sadoveanu, eu înțeleg o demonstrație care se va întinde pe multe sute de pagini și nu știu cum va fi gata, dar în care voi încerca să demonstrez că există un pericol cumplit la nivelul receptării operei sadoveniene, care ține de un defazaj cultural și civilizatoriu care nu s-a mai întâmplat până acum pe Pământ. Dacă acum 2000 sau aproape 2000 de ani un grec scria o carte, să spunem Daphne și Chloe al lui Longos, toți cei care trăim în 2017, în afară de faptul acum suntem din capul locului retractari sau încăpățânați sau negativiști, putem parcurge cartea respectivă, chiar dacă mentalitatea și formele de comportament ale personajelor țin de cutume vechi de 2000 de ani. Nu era nimic din civilizația de astăzi. Dar noi înțelegem tot ce se întâmplă acolo, mai cu seamă că este vorba despre doi adolescenți care descoperă misterele iubirii. Nimic nou sub soare. Alminter spus, putem încă accesa și asemenea text. Cu Sadoveanu se va întâmpla însă o tragedie, și din păcate nu numai cu Sadoveanu, cu mai toți clasicii literaturii române. Acest lucru este demonstrat pentru cei care urmăriți cu atenție media, pentru cei care cunoașteți inclusiv cazul profesoarei de la București, care nici măcar din București, e deloc din Vaslui, aici e râsul naibii, care a refuzat și refuză în continuare să facă la clasă cu elevii ei chestiuni care se cheamă canonice. Chestiuni canonice sunt acelea care se cheamă Ibnescu, Creangă, Coșcu, că și Coșcu nu mai sunt mult, au spus era. Și scriitorii pe care toți de aici am învățat după ei în școală. De ce? Pentru că ea spune că elevii ei nu mai pricep așa ceva și că mult mai ușor elevii ei înțeleg despre Harry Potter și despre multe alte chestiuni, nici măcar Alice în Țara Minunilor nu mai este considerată convenabilă. E deja perimată, e veche. Nu am nimic cu doamna respectivă, dar vreau să spun că poziția ei, din păcate, tinde să capete foarte mult succes, pentru că este la îndemâna celor care vor să simplifice lucrurile. E mult mai ușor să faci manuale școlare și forme de curs cu elevii, în care să faci mai degrabă multă vorbărie, discuție, cozerie, pe niște teme mai mult sau mai puțin importante. Manualele noastre școlare sunt pline de texte de autori despre care n-ați auzit niciodată. Justificarea este foarte simplă. Cei care fac respectivele alcătuiri, că altfel nu pot să le spun, motivează că, de fapt, important nu-i textul. Important este instrumentul. Adică elevul deprinde cum să vorbească despre ceva. Manualele noastre clasice erau o leacă mai altfel. Făceau și una și alta. Te învățau să deprinzi cum să vorbești, cum să interpretezi, cum să comentezi, să validezi valoare sau non-valoare, dar în același timp te învățau și prin ce un scriitor care este considerat important, valoric, se deosebește de altul și ce a adus el în plus în făurirea literaturii într-un proces care, din păcate, la noi e foarte scurt. Are maxim 200 de ani. Deci vorbim de o literatură română care se întinde pe 200 de ani, să spunem, aproximativ, mai mult mai puțin. Dacă duceți pe Cantemir, o leac mai mult. Dar de la Cantemir până în secolul XIX, e pauză, e gaură. Dacă facem așa cum făceam noi pe vremuri, nimănui nu i-a adăunat. Și nimănui nu i-a adăunat să învețe prozodia pe seama lui Coșbuc și a lui Dobrăceanu. Astăzi ei învață prozodie după niște poeți
cu care nu am absolut nimic, dar care nu au nici ei nimic prozodia. Și dacă ei nu au nimic prozodia, nu știu ce învață copiii noștri. Așa că am convins niște colegi din Iași, din țară, și în cinstea lui Sădoveanu, îmi permis să le spun numele, și am să trimit într-o vreme, niște, n-am primit exemplar, și am comis o carte care se cheamă Mihail Sadoveanu sau 12 interpretări dinspre Iași. Sunt profesor din lumea universitară ieșeană, de la Bacău, de la Suceava și încă de vreo două locuri, care au scris 12 conferințe despre Sadoveanu cu teme întru totul și întru totul incitante. În sensul că nu au mai fost atinse. Și dacă îmi dați voie înainte de mă întoarce la conferință, fac un lucru de bine pentru Sadoveanu, zic eu, să vi le expun. Începe această carte, care a apărut la editura Tritonic, dar asta e exemplar semnal din București. Textul lui Constantin Dram se intitulează Pentru un cod Sadoveanu. Claudia Costin, care este conferențiar la Suceava, despre un termometru mai sensibil, e vorba despre anii de ucenicie a lui Sadoveanu, Claudia Ciobanu, Nopțile de sânziene, lectură din perspectivă mitico-simbolică, Bogdan Crețu, Sadoveanu după Sadoveanu, Sadoveanu despre Sadoveanu, face foarte interesantă relaționare între Șoimi și Nicoară Potcoavă, Livia Iacob, care este universitar ieșan, dar este din Piatra Neamț, Livia Iacob, Ia și juneții sadoveniene, de la ficțiunea autobiografică la mitul personal, Emanuela Ilie, de la Universitatea din Iași, Mihail Sadoveanu, în pagini de jurnal și documente inedite, Adrian Jicu, de la Bacău, actualmente este și directorul Bibliotecii Județene Bacău, Mihail Sadoveanu, miză ideologică, marginale privind receptarea debutului, Ioan Milică, de la Universitatea din Iași, este și directorul Departamentului de Românistică de la Universitatea din Iași, stilul sadovenian între canon și encomion, Constantin Parascan, muzeograful de Angă, Zona Iași în opera sadoveniană, Antonio Patraș, tot de la Universitatea din Iași, Garabeti Ibrăileanu, lecturi sadoveniene, Mircea Păduraru, tot de la Iași, Preoți și călugări în imaginarul sadovenian, schiță pentru o analiză tematică, și Vasile Spiridon, de la Bacău și mai nou de la Suceava, Un munte de tăcere, Chezarion Brep. Chezarion Brep, personajul din Creanga de Aur, e un fel de efigie a lui Sadoveanu, adică Sadoveanu a lucrat foarte mult la acest personaj, Chezarion Brep, care a plecat din un spațiu care inițial încă mai era al decheneilor, adică era ultimul preot din stirpea celor 33 de decenei, el fiind ultimul, 33-lea cifră normal voit simbolică, însuși Sadoveanu era maestru de rangul 33, face inițiere în Orient, adică în Egipt, și în alte locuri ținute sub tăcere, sub aceeași tăcere sub care este ținută și inițierea lui Iisus Hristos. Hristos nu se știe prea limpede și nici nu-i cazul să căutăm acum, cam pe unii a făcut el inițierea între 12 ani și 30 de ani. Tot undeva prin Orient. Asta cu siguranță. Și când se întoarce spre lumea sa, personajul cu care se identifică, repet, Sadoveanu, Chezarion Brep, și implicit romanul Creanga de Aur, face o uriașă oprire la Bizanț, la Constantinopol. La Constantinopol se întâmplau lucruri foarte, foarte, foarte mari. În primul rând se definitiva puterea creștinismului asupra vechilor religii care veneau din Antichitate, din păgânism. În al doilea rând, lumea se cernea între nou și vechi. Avea loc faimoasa bătălie între cei care adorau icoanele și cei care urau icoanele, adică între iconodulți și iconoclaști. Apăruse în lumea bizantină un personaj întru totul și întru totul aparte, și Sadoveanu face un act de mare modernitate, creionând un personaj care avea toate păcatele perversității. Acel Constantin coprofagul sau copronimul, acela care avea numele legat de o formă de fagocitare a excrementelor, era de fapt o căpetenie a celor care vedeau lumea numai în partea ei urâtă, perversă, și nu este vorba doar de homosexualitate, care văd că mai nou e tolerată și încurajată cât se poate de bine, acolo era vorba de tot cu multe altele. Dar acest Constantin
urma să se căsătorească o prințesă, Maria de Amnia, pe care în tăcere o iubește și Chezarion Breb. Chezarion Breb nu poate să o ia pe Maria, pentru că el are un drum predestinat. Este drumul ascetului. E drumul aceluia care avea o misiune spiritualizată total. Și nici Maria de Amnia nu avea cum să-și calce propriul drum care era legat de destinul unui imperiu. Cei doi se despart într-o scenă care este memorabilă în literatura română, acea scenă în care Breb, Chezarion Breb, Breb e considerat cuvânt din limba dacă. E sinonimul pentru castor. Chezarion Breb îi spune Mariei că între noi doi va rămâne mereu lămurit, deci lămurit în sensul de vizibil, de întărit, o creangă de aur. Creanga aceea de aur e mult mai valabilă, mult mai durabilă în timp, decât o efemeră îmbrățișare sau o relație, să spunem, petit, erotică. Chezarion Breb se întoarce la finele veacului al VII-lea spre VIII, în munții Carpați, în zona Pucici, și ca și înaintașul său Zamolxie, intră undeva sub pământ, în peșteră, pentru totdeauna. În felul acesta, dacismul moare, vechea religie dispare și peste tot ce înseamnă Albia dunăreană și carpatică, mod logic de alminte, se instaurează creștinismul. Asta, printre altele, face acest roman Creanga de Aur, dar Sadoveanu, care s-a identificat cu Chezarion, păstrează în sine acea plecare spre tot ce înseamnă vechime. Vechimea este un cuvânt care îl definește pe Sadoveanu de la un cap la altul. Și mi-am permis aici să vă mai fac câteva notații despre sadovenism și sadovenizare. Sunt termeni pe care îi folosim foarte des și care și unul și altul țin de codul acela sadoveanu de care v-am vorbit. Dacă sadovenismul poate fi definit așa ușor de tot, ca un ansamblu de trăsături care țin de scriitura sadoveniană și de receptarea ei ca atare, sadovenizarea este procesul foarte mare pe care îl face textul sadovenian, care preia din foarte multe zone orice, transformă și aduce spre direcția sadovenistă, sadovenizată deja. Atât de mult face acest lucru, încât dacă noi, care am mai citit cărți, am pune alături două texte despre care nu știm nimic, despre unul s-ar putea să știm sau nu știm al cui este, dar despre acela lui Sadoveanu știm că este al lui Sadoveanu, chiar dacă n-am citit textul respectiv. De ce? Pentru că există un ansamblu de atribute, de mărci ale textului, care ne fac să ne dăm seama că aici e o bucată din Sadoveanu, repet, fără ca noi să citim poate fragmentul respectiv. Și într-o ordine oarecare am notat o parte dintre acestea, repet, că le țin în final de o carte întreagă, așa că vă dați seama că am notat puține. În primul rând este vorba de o prefacere, deci de reluare și translare în limbaj, la toate nivelele discursului literar, și fonetic, și lexical, și sintactic, și stilistic, și semantic. Cuvinte întregi pe care noi le folosim în vorbirea colovială, în vorbirea obișnuită, sau la care om le folosește, la Sadoveanu sunt alminter transformate. Un critic literar a făcut un fel de, nu știu dacă să-i zic eroare, dar ca dovadă că nu-i dau nici numele, unul din mari critici români. Și el a spus că dacă Maria sa Ștefan, era un discurs avântat prin tipul comunismului, dacă Maria sa Ștefan cel Mare s-ar scula și ar vorbi cu noi, cu siguranță Maria sa ar vorbi ca personajele din Sadoveanu. E o eroare, din păcate, a criticului publicinaș și e de mirare eroarea, pentru că e unul din mari critici pe care i-am avut noi. Pentru că nu s-ar fi întâmplat așa cu siguranță. Toate personajele lui Sadoveanu, și mai cu seama acelea din romanele, așa zis, istorice, cu frații și de el, vorbesc, de fapt, cum vrea Sadoveanu. Nu cum ar fi vorbit în realitate, după o anchetă de tip dialectologic sau lexical, după fișe de glosar de genul acesta, care mă fac cercetătorii filologi, care umblă cu atenție și văd cum se vorbește într-o zonă sau în alta, din motivul pe care l-am expus mai înainte. Sadoveanu ia totul, bagă într-o retortă și schimbă la toate nivelele de care v-am spus. Deci și lexical, și fonetic, și sintactic, și stilistic, și semantic, dându-i inclusiv alte sensuri. Apoi, e vorba de inducerea în text. Chiar dacă textul acela nu este de poeticitate, s-a spus Sadoveanu că e poetul naturii, știți că sunt tot felul de aprecieri de felul acesta, majoritatea textelor sale au o cantabilitate și o poeticitate intrinsecă,
care facă paginile sale de proză, să nu fie proza, mai puțin în perioada când scria el, scriau Camil Petrescu, scria Orban, Anton Orban, scria Hortensia Papada Bengescu, scria Felix Adebra, scria Mihail Sebastian, scria Mircea Eliade, da, Rebrean, nu mai spun, Liviu Rebrean, trebuie să-l pun chiar primul, care cei mai mulți dintre ei scriau păstrând, în primul rând, valoarea ideatică. Ei erau interesați de ideologia transmisă, iar Camil Petrescu chiar pleda pentru tăierea înfrumusețărilor gratuite ale textului. Se chema anticalofilie atitudinea respectivă și nu nicio noutate. Lucian Dobeanu ieșea probabil fără să vrea, pentru că el începând un model din 1904 s-a lăsat prins de acel model și n-a mai putut ieși niciodată. Când a încercat de câteva ori să abandoneze modelul și să fie și el modern, a scris câteva romane care sunt printre cele mai slabe din opera sadoveniană, ca dovadă că nu putea să-și calce modelul. Oameni din lună, în care personajul principal e un oarecare eudoxul bărbat. Și alte romane de felul, chiar Strada Lucșneanu, care e roman slab, nu e roman grozav. Sunt romane în care el a fost atras, ca și congenerii săi, ne suntem în prima jumătate a secolului 20. Lumea înseamnă deja mecanicism, lumea înseamnă deja filozofie modernă, lumea înseamnă deja semi-ateism. Asta se întâmpla prin prima jumătate a secolului 20. Și s-a dovedit și ca și el în unele texte să se racordeze la ceea ce însemna modernitatea. Nu i-a ieșit. Și neieșindu-i, cărțile acelea, în orice clasament al operei sadoveniene, sunt cărți de raftul 2, 3, adică nu sunt cărțile valoroase sadoveniene. Un mare profesor și sadovenolog de la Timișoara, l-am numit pe Gheorghe Tohăneanu, a făcut un fel de experiment, asta cu niște ani în urmă, în sensul că a luat pagini din prozele sadoveniene și le-a luat și le-a ordonat în textură poetică. Adică a micșorat frazele, le-a aranjat într-un anume fel pe pagină, în așa fel încât să semne, ce fac foarte mulți poezi când fac. Și a demonstrat că acele texte citite cu felul respectiv sunt poezie 100%. Am luat și un asemenea mic text și îmi permit să vă citesc parțial. Când ieși într-un târziu afară, întuneric de plin, cer plin de stele se voltea. Pădurile negre tăcute, era o noapte albă cu zăpada tânără și ireală, de pătări trecut ceva nestatornic și de o clipă amintiri din alte veți și milenii. O mărmurire de pământ primăvăratic. Și am avut sentimentul singurătății. Singurătatea cea mare, care era în fulg al morții. Și mi-a părut lacul cel negru din pădure în ramă. Ramă imaculată, cu sălbăticiunea grațioasă a liniștii. Vedeți că sunt imagini poetice grozave, și sălbăticiunea grațioasă a liniștii, pe mal, oglindindu-se o clipă, o clipă, căci totul era nesigur și iluzoriu, ca mine și ca april. Asta este un text dintr-o povestire. O altă modalitate a sadovenizării, inserturile lingvistice, adică într-un text, indiferent nu văd ce text, dintr-o dată ne trezim cu cuvinte sau cu construcții frastice care, fără să uziteze metoda foarte des aplicată astăzi. Astăzi, foarte mulți prozatori simt nevoia să scrie literele acelea ori cu italice ca să le pună în evidență. Adică să se vadă că eu, autorul, vreau să fac ceva, să băgați voi în seama. Sadoveanu nu făcea așa. Cine vedea, vedea, cine nu vedea, nu vedea. Dar textele sale abundă de asemenea cuvinte și manifestări frastice care țin de o preocupare a scriitorului Sadoveanu pentru filologie. Sadoveanu are pagini întregi despre asemenea preocupări filologice în care anchetează el însuși cu mijloacele unui nefilolog, pentru că el n-a fost filolog în sensul autorizat. El este un filolog prin carte, prin autodidact. Acolo se ocupă de dacisme, de cuvinte din zona cumanilor, de cuvinte din zona pecenegilor, de cuvinte din spațiul fanariot, pe care le inserează în text nu doar pentru a face ceea ce în manualele de clasa a 5-a sau a 6-a se cheamă culoare locală. Toți când ați studiat novela lui Negruții, Alexandru Lăpușneanu, acolo se vorbește despre culoare locală, pentru că sunt o mulțime de cuvinte în descrierile lui Negruții, care arată cum era atmosfera în epoca lui Lăpușneanu la palatul său, în care la un moment dat se face faimoasa hecatombă, că se taie capul tuturor boierilor, dar e deschis prânzul acela pantagruelic și toate cuvintele sunt și din altă lume. La Sadoveanu au alt scop.
scopul sadovenian este acela de a face lumea teritoriului respectiv sugrăvit doar al său. Și vă fac doar o trimitere. Dacă vă amintiți, și cu siguranță vă amintiți, despre un roman special al sadoveanului care se cheamă Nopțile de Sânziene, și iarăși vă amintiți cu siguranță că sunt două texte. Al lui Sadoveanu este Nopțile de Sânziene, al lui Mecelel este Noaptea de Sânziene. La Sadoveanu sunt Nopțile de Sânziene, deci tot numai Noaptea de Sânziene este. Nu sunt mai multe. Dar în momentul când spui Nopțile de Sânziene, intri deja într-o nedeterminare care este marca poeticității. Poeticitatea lucrează numai cu asemenea chestiuni care țin de nedeterminare. Nu e ceva precis. El ia de un spirit normal, mult mai științific, mult mai ordonat. Formația lui Mircea Eliade nu este aceea de prozator care se joacă și cu poezia. Eliade era un om precis. Dar Nopțile de Sânziene aduc acolo personaje care vin într-un totul dintr-alt veac. A venit într-alt veac însemna să nu vin dintr-un veac moldovenesc. E un veac în care pe teritoriile vechi moldovenești au stat o vreme cu umanii și ei s-au pierdut în procesul de formare, au stat pecenegii și mulți alții. Cum îi cheamă pe acele personaje? Cum le cheamă? Lupu Mavrocosti. Chivi, sora lui. Mavrocosti, prințesa. Cea de care se îndrăgostește pătaful, pe care îl cheamă Sofronie Leca. Leca este un cuvânt albanesc. Leca o cheamă, cred că, așa o cheamă, pe soția Văzura. Cum cheamă romancieră? Era Zeca. Așa. Zeca, scuze, dar nu Leca. Zeca, da. Dar mai era, este și Leca cineva în literatura actuală. Deci Leca este cuvânt albanesc și pe acel Sofronie Leca, care era vătaf, naratorul descrie de fapt că se trage tot dintr-un neam vechi. El a ajuns vătaf prin motive de social, de cădere financiară. Dar el vine tot din neamul vechilor prinți, de altă dată. Iar pe pădurarul acela fabulos îl cheamă Peceneaga. Iar pădurea în care se petrece mare parte din întâmplări se cheamă pădurea Borzei. Borza, spune Sadoveanu într-un text filologic, este cuvânt 100% dac. Așa consideră el, nu avem cum să demonstrăm nici da, nici nu, dar poate fi pe o listă a dacismelor. Altă liniuță, altă formă de sadovenizare. Transformarea radicală a întâmplărilor care pot fi veridice sau credibile, sau care țin de contemporaneitate sau de trecut controlat istoric. Cum a fost epoca lui Ștefan, cât de cât. Toate devin altceva. Devin sadoveniene până într-acolo încât un alt critic spune Moldova e al lui Sadoveanu. O spune cumva determinat. Când spui că Moldova e al lui Sadoveanu, e vorba de cel care a avut cea mai mare forță de prezentare a unei imagini a Moldovei de altă dată. Limbajul artificios, limbajul elaborat, limbajul foarte greu de înțeles de acela care vorbește azi repede pe Messenger, pe chat, pe telefon, pe smartphone, pe nu știu ce. Vorbirea de astăzi este economică. Vorbirea de astăzi este rapidă. Vorbirea de astăzi este prescurtată. Vorbirea de astăzi ține cont de niște detalii pe care le știu mai cei doi. Adică dacă se bagă al treilea în convorbire, s-ar putea să nu înțeleagă despre ce vorbesc cei doi, pentru că mai știu la ce se referă exact. Unele romane de astăzi chiar se bagă întrebările cu pricina, în sensul că ele reproduc bucăți conversații din cetuirea personajelor, deci că cetuirea personajelor cu pricina ne arată o chestiune care ține de secolul 21. Așa se comportă personajele de astăzi. Personajele de acum 100 de ani ce făceau? Scriau scrisori kilometrici pe hârtie. Scriau scrisori pe hârtie, le trimiteau și dura foarte mult până să ajungă, iar când ajungeau putea să pățească ca personajul sadovenian din Bartalu. Minodora când primește faimoasa carte poștală de la feciorul dăscăliții lui Topor, care era în armată, mești în carte, se duce la preot să-i citească carte poștală. Preotul o citește și se amuză foarte mult, logic, pentru că pe acea carte poștală scria o chestiune cum se iau flăcăi îndrăgostiți pe vremea aceea. Te iubesc și te ador, ghiță ce Topor. E cam caragiale, dar e în Sadoveanu. De ce scrie ghiță ce Topor? Așa scriau soldații pe vremea respectivă. O chestiune care în secolul, nu? Da. În secolul 20 avea să transforme într-o formă de folclor urban, atunci la naștere și la noi folclor urban, care a impus în speciile folclorice o nouă formă, diferită total și de doină, și de baladă, și de cântec, și de ce mai este în folclorul vechi, folclorul rural. Specia aceea se cheamă amintire urbană.
E amintirea care avea să prolifereze prin anii 70-80, într-o formă de caiete pe care le aveau toate elevele atunci care se chema oracol. În oracolul, cu pricina când se despărțeau generațiile la clasa 12 sau chiar clasa 8-a, își scriau acele chestiuni care trebuia să rămână pentru eternitate. Pornirea însă este din armată și asta sunt toți adorăm foarte bine în personajul său Ghiță Cetofor. Pentru că în armată, Flăcău era considerat rupt pentru 3 ani, pentru 7 ani, așa se făcea armata pe atunci, de ai lui, și atunci el devenea cum? Elegiac. El își pindea tot sufletul în 4 versuri, într-un catren gen amintire, în care spune ce simțea el. Acum eu toți cumpărau amintirea unul la altul. Și nu spunea unul, spunea 100 același lucru, asta e altă poveste, astea în folclor. Câte fire de nisip în Oceanul Pacific, tot atâtea floricele, te sărut la revedere. Din Oceanul Pacific, aici un pește mic și pe botul istriat, te iubesc, mă uitați-o. Și tot așa mai departe. Bun, altă trăsătură, valorizarea etosului și a eposului din toate provinciile istorice ale țării. În măsura din cât îmi va ajuta timpul, am undeva un capitol, se pare mai avea, mai am un pic, sper. De, în toate, în alt capitol, spuneam că mă refer, măcar o să le nominalizez în final, la o sumedenie de titluri sadoveniene, care sunt scrise în preajma lui 1918. Un pic înainte, un pic după. Noi la anul sărbătorim faimosul centenar. Și îl sărbătorim, o să fie foarte interesant, dacă ne întâlnesc un anul, să vedeți. Sadoveanu a scris-o 20 de titluri, unele între ele mari, care nu fac altceva decât să lege toate provinciile istorice din țara noastră, inclusiv Basarabia, inclusiv Cadrilaterul, inclusiv zonele, că sunt multe zone distincte ale Transilvaniei, în sensul că acele texte ale sale nu își mai desfășurau acțiunea în Moldova iubită, ci în zonele cu pricina. În timpul celor de-al doilea război mondial, de exemplu, s-a dovedit că a fost atât de speriat de calamitatea care a fost cel de-al doilea război mondial. Și a mai fost speriat și de faptul că i-au fost arse cărțile și declarat dușman al nației de către legionari, încât și-a făcut o cabană, o casă de vacanță, undeva pe Valea Frumoasei și a Oașei, în așa fel încât să rămână acolo pentru totdeauna. Să scape de ceea ce înseamnă pericolul respectiv. Mut în ce de mutat, un prieten mai nou al nostru din zilele noastre, Mircea Dinescu, a făcut la fel. A anunțat că se desparte definitiv de București și stă numai la cetate pe malul Dunării, numai că Mircea Dinescu îi convine. Cetatea asta e dacă mai mare decât cabana lui Sadoveanu de la Valea Frumoasei, dar probabil și valoarea inversă e valabilă. Nici Mircea Dinescu, nici chiar Sadoveanu. Dar aici fiecare cu ale lui. Altă trăsătură. Majoritatea scriitorilor modern și postmodern și post-postmodern, printre multe alte metode ale lor de a se originaliza, au căutat eliminarea în totalitate a vocii autoriale. Ori să știi că sunt eu, și asta se vede în modul total agresiv, adică eu, Gică Popescu, scriu aici, eu îi iubesc pe personajul Marița, amintiți-vă cum începe romanul orbitor al lui Cărtărescu. Primul volum din Orbitor începe cu precizarea exactă, că e vorba de Mircică, că e vorba de o garsonieră din București, că e vorba, adică să știm, așa vrea postmodernul. Să știi că este, poate fi cine să și varianta cealaltă, să anulăm în totalitate vocea autorială și textul să fie cât mai off, cât mai neutru. Sadoveanu nu face niciuna în cealaltă. El a avut o chestiune pe care Nicolae Manulescu a numit-o foarte frumoasă, a numit-o vocea sadoveneană. Vocea sadoveneană e peste tot. Poate să vorbească oricine, tot în același fel vorbește. Este vocea lui Sadoveanu, care e aceeași și în Hanu Ancuții, e aceeași și în Aventurile Șahului, e aceeași și în Nicoară Potcoavă și în orice am vrea noi. Încât vocea sadoveneană devine un fel de suprapersonaj. Și aceasta ține tot de codul sadovenian. O altă trăsătură a codului este permanentă raportare și traducere a semnelor lumii. Aici spun chiar foarte întărit, cu siguranță că nu există alt scriitor la noi, iar în lume sunt destul de puțini, care să fie preluat tot ce înseamnă tipar, arhetip, simbol, semne ale vechimii și să le readucă, să le reordoneze într-o lume prezentă. În lumea prezentă, ei nu prea mai trăim cu semnele trecutului. Uneori se spune că nici nu-i bine să trăiești prea mult cu trecutul, pentru că această trăire în mijlocul trecutului, de fapt, te face să fii vulnerabil, să fii neactiv. Și e boala pe care primul care a intuit-o s-a numit Charles Baudelaire.
Baudelaire a spus foarte scurt, să lăsăm la o parte trecutul. Trecutul este imperativ și obligatoriu, trecutul îți impune modele, trecutul te face să urmărești pe ceilalți și uiți de tine. Deci Baudelaire a cerut primul, dacă vrem să fim moderni, să uităm cu ceea ce a fost înainte. Sadoveanu nu numai că nu face acest lucru, dar el adună tot ce ține din semnele vechimii și le readuce în prezent, în așa fel încât stabilește o relație foarte, foarte vizibilă între om și cosmos. Nu vom vedea această relație între om și cosmos, mai cu seamă în proza de după Sadoveanu. De ce? Pentru că în proza de după Sadoveanu vom vedea în primul rând relația dintre om și oameni și de cele mai multe ori relația dintre om și om. Adică omul care se luptă cu sine însuși și vrea, cum se întâmplă marele singuratic al lui Marin Preda, omul acela care vrea doar să se depășească pe sine și nu altceva. Altă trăsătură, metaforizarea povestirii. Sunt povestiri la Sadoveanu care au o notă puternic naturalistă. Una se cheamă câinele. Un câine pătrunde într-un oraș, oraș mic, de provincie, și toată distracția celor de acolo este să lichideze câinele. E o scenă care seamănă cu naturalismul din secolul XIX, e o chestiune exagerată la nivelul violenței și al comportamentului, dar finalul este din nou sadovenian, adică un metaforizat. Totul se încheie cu funicei, cu soarele care se întâmplă ceva cu el, cu liniștea de un anumit fel, pentru că Sadoveanu nu concepea altfel să termine o povestire decât întorcându-se tot la o imagine metaforică a lumii. O altă trezătură este aceea de sapiențializare, de sapiență, de pildă, de parabolă, de morală, de învățătură, primul rând în textele mari care au legătură cu Orientul. De acolo se și trage. Dar Sadoveanu a făcut o chestie foarte interesantă de întâlnire între Europa și Orient. E unul dintre mari scriitori europeni care nu au anulat nici dimensiunea europeană și nici pe aceea orientală. Prin anii 36, înainte de război oricum, la Istanbul, la Constantinopol, se aflau trei prieteni. Unul era Sadoveanu, unul era Ionel Teodoreanu, marele său prieten, care era mic de statură, și a treia era soția lui Ionel Teodoreanu, Ștefania Verisar Teodoreanu. Sadoveanu nu povestește atât vederea părții acelea din Bizanț, care este europeană, cu Pera, cu Galata și toate celelalte, ci descrie scenele care îi atrag atenție. Și una se petrece la Odugheana, la un magazin din acesta specific oriental turcesc, în care vânzătorul a intuit care le face cu europenii. Europenii cum sunt cam cum sunt azi americanii. Adică de obicei ușor de prostii, de comercianți. Au bani mulți, nu prea au cultură și poți să le vinzi orice chici, orice artizanat, orice... Și de care după ce vânzătorul a văzut că ei se uită așa pe rafturi și nu știau ce să caute, foarte repede scoate de undeva de unde avea el ascuns un fel de etui, care etuiul acela când se desfăcea, aveau piese diferite. Pe piesele acelea, dacă le țineai într-o anumită poziție, erau desene nevinovate, picturi. Când le mișcai în altă poziție, picturile acelea, zice Sadoveanu, începeau să facă lucruri nerușinate. E moda pe care apoi japonezii au dus-o la perfecțiune. Adică eu făcut-o inclusiv la nivel de cărți de joc. Luai un pachet de cărți de joc care păreau a avea imaginile clasice din cărțile de joc, dar dacă mișcai cartea într-o fel sau știu eu ce făceai, începeau să dezbrace femeile și să facă și alte lucruri. Cam așa ceva era ce i-a dat negustorul lui Sadoveanu, întrebându-i din care parte a Europei vin. Adică puteau să fie englezi, francezi, pentru că erau comunicați, etuiul acela. Sadoveanu spune un lucru foarte interesant. Eram european, dar nu eram obosit. Ideea europeanului și a civilizațiilor trecute e oboseala aceasta spirituală. În fața ofertei negustorului, am preferat însă să-i spun că sunt barbar. Mai bine barbar curat, cinstit, decât european obosit care se bucure la asemenea lucruri ieftine. În sfârșit, cred că e ultima care vreau să vă spun. Și mai sunt și altele, dar ultima care poate reușesc să spun, se cheamă descripția sadoveniană. Descripția sadoveniană e unică. Descriere avem peste tot. Sau mai aveam, acum mai nou. Eu acum păcatul de a scrie uneori despre cărți, un păcat de care promit că mă las pe dicul. Pentru că scriu despre tot felul de cărți care îmi plac mai mult sau mai puțin.
dar printre cele care au dispărut în ultima vreme din proză, descrierea care ține de proză, ca și portretul, și ca și narațiunea în sine și ca și acțiunea, tinde să dispară într-un motiv foarte simplu. Nu e ușor să faci descriere. Ca dovadă că toți elevii aproape că urăsc în școală această chestiune când învățătoarea sau profesoara le spune să facă o descriere despre venirea toamnei. Nu e așa ușor să faci treaba asta. Sadoveanu însă face descriere peste tot. Dar numai că descrierile sale schimbă lumea pe care o crezi. Și fac trimitere la două chestiuni. Una vă spun pe cale de amintire anecdotică, alta o să-mi dați voie să citesc prima lume. Amintirea anecdotică e aceea care se petrece la Neamț, dar toți suntem la Neamț. Odată dinspre Dorna, către Piatra Neamț, pe o flută, pe care voiau să reitereze vechiul meșteșug al portarului de altă dată, se aflau mai mulți prieteni din grupul ieșean, printre care și Sadoveanu și Topărceanu și moțații. Probabil și, probabil, aproape sigur era și Mironescu de la Viața Românească și Datazlă și mulți alții de-ai noștri. Sadoveanu se afla prins într-una dintre cele mai mari partide de table. Juca table și ca orice om care joacă table și a văzut vreodată, se strigă zgomotos, se desupe, te bucuri, ai dat 6-6, ai făcut gaură, ai făcut poartă în casă și multe alte chestiuni de genul acesta. De partea cealaltă, doi, printre care unul era Topărceanu, se manifestau poetic și total entuziast față de nebunia de la toance, față de munții care parcă o să se duc pe tine, față de valurile, biserii fiind un râu chiar spectaculos, dar totuși are și valuri. Și multe alte chestiuni care îi făceau să simtă lumea altfel decât o știau ei în cuvințenia de la Iași. Și din când în când îi atrăgeau atenția și lui Sadoveanu că uite ce e aici. Sadoveanu în continuare, la fel de cuminte și sobru, jucat tablă. Această întâmplare e povestită de Topărceanu. Și Topărceanu spune, peste câteva zile în Viața Românească avea să apară o povestire a lui Sadoveanu în care am descoperit că toți acei care trecusem Pluta, de la Dorna până la Piatra Neamț, de fapt nu fusesem cu Sadoveanu. Cel care văzuse în realitate tot ce era acolo și a făcut adevărata descripție a vederilor respectiv, fusese Sadoveanu. Și al doilea text din care vă citesc un fragment, dacă îmi dați voie și vă rog, este dintr-o povestire care se cheamă Miraj. E legată tot de Topărceanu. Sadoveanu îl trage cumva, la modul cel mai frumos, de urechi pe Topărceanu, pentru că amândoi fuseseră într-un loc, de data aceasta în Delta Dunării, și a rezultat că numai Sadoveanu fusese. Și începe așa Sadoveanu. Zice, cum, prietene, nu-ți mai aduce aminte de Moș Procor? Nu mai dați 5 minute ca să știu. Mai pot vedea. Nu-ți mai aduce aminte de Moș Procor și de alte umbre ciudate care au trecut prin viața noastră după ce am intrat în bălțile Dunării, în țara de dincolo de Negură? Nu se poate să fi uitat minunele acelei călătorii în Delta. Am rătăcit amândoi multe zile prin cotloanele necunoscute ale stucului și ale fluviului. Eram în tovărășia unui prieten distins, care acum nu mai este, sub ocrotirea lui și într-un vaporaș harnic și curat. Cum am ieșit în lungul Dunării, printre lungile cele mari de sălcii care se închinau lin la suflarea vântului, am înțeles că intrăm în altă viață, ori într-un basm. Dincolo de lungi erau gârlele afunde și nenumărate cu închisorile peștelui, chiar hanalele de ceamuri, otacurile primitive ale pescarilor, ostroavele și plăviile. În plaurul plutitor, adică în pământul nou alcătuit din aluviuni, stuguri, plante și tot ce adună și preface moartea, o viață nouă și înfrigurată fremăta. Plante necunoscute scânteiau în soare, leșnicioare albastre se cățărau spre pămătufurile stuhului, liane felurite se amestecau alcătuind draperii. Într-o lungă de tamarix, înflorită ca cerul, cântau într-un amor cu privighetorile. În adâncul umbrei, în dosul acestui strălucit decor, miile de pasări și de animale trăiau o viață neînfrânată. Și sub ele, în apa ferbinte, mâlul cald, dădea altă viață a gângânilor fără număr. Fără sfârșit, multiplă și fabuloasă, izvorâtă din veșnicie. Fajul a țipat sus în cer, unde curge râul cel mare al vânturilor. Mai aproape de noi pluteau și vâslau lepădele și cormorane. Lopătare albi se înșirau deasupra trestilor. Din scorbul bătrânii de sălci trezăreau egrete grațioase ca niște bucăți de zăpadă înaripată. Și rațele și gâștele și bătlane și cocorii și becațele și pescărușii de toate neamurile. Și oameni bizari cu care aveam raporturi, n-au neam și altă zodie, ne vorbeau nu numai în felurite
dăruimile de pește, ale gândurilor și bălților, ci și de animale ale plăvilor, lup și mistreț, vidră și nurcă. Iar urechile noastre ascultau povestiri și mai ciudate decât aceea a lui Caliniuc, pe care l-au mâncat lupii. Și tot așa. Și în final, din nou, un prieten, nu ți-aș aminte de Moș Procor? Deci asta este cealaltă față a descrierii. Sunt motivi ce am să vă spun doar titlurile, pentru că ne apropiem de unire, ca să vedem dacă le găsim pe undeva, ca să vedem, și sunt doar o parte dintre ele pe care le-am scos la viteză, care arată cum a făcut Sadoveanu propria unire. Acea unire din 1918 a adunat teritorii care nu fuseseră niciodată împreună. A adunat oameni, are printre altele, fac o paranteză, cu o povestire despre un personaj din județul Neamț, din învățător, care împreună cu fiul său, care era învățător emeric, tatăl era un bătrân care la rândul său fusese intelectual al satului, era în vârstă. Și feciorul, ca să-i dea un fel de premiu tatălui său, îi face o invitație să meargă împreună la Alba Iulia, imediat pe unire. Pentru bietul învățător, bătrân, acest lucru echivala cu o ieșire în străinătate. A ajunge în Alba Iulia era chiar străinătate, chiar dacă de un an sau de jumătate de an făcea parte din România Mare. Și descoperă normal și lucruri de așa și așa. Acele de o anumit fel erau faptul că în Alba Iulia trei sferturi din cuvinte erau altfel ca la Bălțătești. Despre mâncare, despre obiectul care te îmbraci, despre hotelul unde găzduiești, care nu se chema hotel și nici pensiune și nici ceva albinte. Am și textul ăsta undeva. Dar ceea ce descoperești mai interesant personajul nostru este că, deși n-au auzit niciodată cuvintele, pentru cine le înțelegea toate. Asta este un paradox al limbii române și al zonelor regionale de alitare. Titlurile sadoveniene, ca să închei totuși într-o formă sau altă acuși, Povestiri pentru moldoveni, 1919, Drumuri basarabene, 1921, Oameni din lună, 1923, care descrie civilizația Bucureștiului, Țara de dincolo de Neagră, pe care am numit-o mai înainte, în care se alătură Moldova, Delta Dunării și Ardealul. O ruptură totală. Zodia Cancerului, particularitatea Moldovei. Depărtări, Transilvania, Bazargic. Bazargicul e în Dobrogea, care nu mai este a noastră. Balcic, la fel. Ecrene, la fel. Soarele în baltă sau aventurile șahului, în care o bună parte din acțiune este în Basarabia. O Basarabie, să spunem, din aceasta a seniorilor, a domeniului. Oameni așezați, gospodari, care știau să gândească românește în Moldova, ocupată înainte de ruși. Istorisire de vânătoare, ochi de urs, toate scumpare frumoase și cu Transilvania, ostrovul lupilor, iarăși cu Dobrogea, Dobrogea vechimii, ostrovul lupii, dacă vă lupilor, dacă vă amintiți, începe chiar cu această frază celebră. Dobroge, tu ești țara vechimii. Poveștile de la Bradul Strâmbia, Tinelciun Ardeal, Aventurile în lunga Dunării și tot așa. Haideți ca să încheiem festiv, să vă dați voie să citesc 6-10 rânduri prin ce își amintește Cuconul Ilie Leu în drumul său la Deva și la Alba Iulia. Folosind vorbe de ale ținutului, pot spune că am găsit cu ușurință destul de bun cortel. Cortel înseamnă gazdă sau hotel sau loc de stat undeva. Cortel mai înseamnă și cel care te protejează, umbrela veche. Două chilii ne sunt destulătoare. De culină n-avem lipsă. Culină vine la culinar și înseamnă bucătărie, da? E ciudat că acest termen e folosit și în Transilvania și în Basarabia. În Basarabia, dacă intrați, încă mai găsiți pe malul drumului ceva care se cheamă culinărie. Culinăria este echivalentul ospătăriilor noastre sau ale vechilor forme de expres, acelea care sunt carabin. Liniște ca într-o mănăstioară, nici curiozitate, nici murdărie, nici chițorani. Chițorani, știți ce sunt? Chițoraici, mai mari chiar. Dar partea bună a locurilor, nici curiozitate, adică să-și bage cineva nasul, vadă de unde ești și ce vrei, nici murdărie. Suntem în Transilvania, ori totul este civilizat. Aproape de uliță, n-are nevoie omul să se guie tocmai la al doilea rând. Am găsit la ospătărie, fără să ne spesăm prea mult. Dintâi de ale burții, spesăm a cheltui la speze. Deci a dat bani, deci nu văd cum multe cheltuieli. Ne-am deprins cu paradajisele umplute și cu clătitele cu zămăchișă. Numai borșul nu prea place pentru că îi zice chisăriță. Deci, sorbitura noastră la ei se cheamă chisăriță. Și dacă vă amintiți din textul lui George Coșbuc despre cetatea Neamțului, plăieșii aceia așteptau în zinși pe iarbă chisărița să le fiarbă. Nu e chisărița noastră de prune, că George Coșbuc totuși e transbăneașul, e moldovean.
Deci nici într-un caz nu chiseliță, am scos buca când se pune ardelean acolo. Deci e altă chiseliță. Dimineața ne punem uneori la cale cu câte un dărâm de pită cu clisă. Și trebuie să se știe că slănina e minunată cu părțile locului. Normal că dacă o compar cu slănina din Moldova, care e albă și grasă, aceea din Transilvania era colorată. Avea mușchi, avea boia de ardei și multe alte inserturi. Tortul de ardei. Tortul de ardei, da, corect. Multe plese nu mâncăm, deci multe feluri de mâncare, fiind nelacom și eu și Anastasie. Nici nu destupăm glaje de bere. Ei spun glajă la sticlă, pentru că e făcută chiar din sticlă, glaja de la glas. Nici nu deșertăm cante de vin. Mai bine ieșim la plimbare afară din târg și bem în pumn apă rece dintr-un țărău care izvorăște din sub munte. Țărău e un izvor, da? La întoarcere facem popas în avlia unei biserici, unde cresc mure și prune brumării și privim la un ariete cu coarnele răsucit, care paște iarbă grasă în umbra pomilor. În opera lui Sadoveanu apar 1600 de nume de locuri din România. Noi ca nume de locuri înțeleg nume de sate și de localități. 1600 dintr-un total care e sub 10.000. Cât avem noi. Deci 1600 apar în opera sadoveneană. Din toate colțurile țării. Măcar și asta și tot trebuie reținut. Vă mulțumesc! Dacă tot ceea ce s-a spus așa de frumos și de atingător despre opera mea este expresia unor adevăruri, dacă am izbutit să dau ceva valabil neamului meu, apoi toate laudele pe care le primesc cu recunoștință vreau să le întorc umiliților și ofensaților vieții acelor care s-au petrecut ca frunzele și florile anotimpurilor și care totuși mi-au transmis depozitul sufletului lor ca să-l pun în fața lumii nouă mărturie pentru nedreptatea imensă pe care o suferit-o și pentru crima săvârșită asupra lor de către asupritori. Încredințarea mea că acestui popor îi se cuvin toate laudele dumneavoastră este desăvârșită și absolută. Eu nu sunt decât instrumentul durerii lor. Dacă am astăzi o bucurie, nu am pentru laudele ce aduceți foilor pe care le-am înnegrit. Am bucuria că exprimând sufletul acestui popor, am putut ajunge la ceasul dezvoltării. Voi să-i mulțumesc, domnule profesor Constantin Dram, pentru această fascinantă expunere care ne-a entuziasmat despre Sadoveanu. Un Sadoveanu altfel, cum aș spune, un Sadoveanu din substanța operii sale, un Sadoveanu pătruns ca lumea, pătruns până la fibră. Constantin Dram este un foarte bun cunoscător, ne-a dovedit-o și de această dată, a operei sadovenine la nuanță. Și vedeți, nuanțele astea fac, de fapt, literatura să fie pe gustul nostru. Vreau să-i mulțumesc și să-l invit și cu alte prilejuri. De altfel, domnul sa realizează și la Iași asemenea incursiune, asemenea conferințe despre Sadoveanu. Nu întâmplător Sadoveanu l-am evocat astăzi aici în spațiul lui Hogaș, pentru că Sadoveanu a contribuit foarte mult, a contribuit decisiv la editarea lui Hogaș imediat în posteritate și după moartea acestuia s-a îngrijit de ediția cea mai bună care s-a produs în anii 20, imediat după război, s-a produs de la operii lui Hogaș. Despre care tot Topârceanu rădea cu mare seriozitate, da. Că n-a avut noroc cu Hogaș de câte ori a încercat să scoată câte o ediție. Sadoveanu, el a pus-o și el a pus și o prefață, a scris o prefață foarte bună, foarte serioasă, despre Hogaș, despre prietenul lui Hogaș, pe care l-a îndrăgit și pe care, într-un fel, și continuă. De altă parte, vreau să spun, pe lângă expunerea foarte bună, chiar la sfârșit m-a surprins aceste 1600 de localități din România. Sunt localități din România foarte multe, sunt foarte multe toponime, nu numai localități, foarte multe toponime, pentru că Sadoveanu, cred că lucra organizat
și așeza într-un fel geografic opera, textul literar și l-a așezat geografic, nu numai pentru că își dădea personajele, întotdeauna sunt, vin de undeva, vin dintr-un anumit loc, personajele lui întotdeauna vin dintr-un anumit loc, dintr-un anumit spațiu, dar mai mult decât atât, se mișcă geografic într-un anumit spațiu. Este ostrovul lupilor, care este o capodoră. Și mai mult decât atât, cred eu că în povestiri de la Bradu Strâu, care este iarăși o carte foarte importantă a lui Sadoveanu, acolo spațiul se extinde foarte mult, acolo căutând acești schivnici ai lumii, pleacă de undeva din Japonia, trece undeva prin Coreea, Coreea de Nord chiar apare într-una din povestiri și încoace până la Munții Tatra și schivnici aceștia de la noi, care și ei sunt, într-un fel, fac legătura între Europa și, și Asia. Nu mai zic de spațiul acela siberian, unde iarăși sunt, erau schivnici foarte mulți în anii începutul secolului 20. Cu asta vreau să spun că spațiul de întindere al expansiunea aceasta geografică pe care a avut opera sadoveneană este foarte vastă. În sud s-a dus spre nordul Africii, apropo de Chesarion Breb. Grecia o cunoștea foarte bine. Vreau să spun în Piața de Aur, cunoaștere la amănunt aproape a Istanbulului, a Constantinopolului, o cunoaște, cum să spun, ca pe o hartă vie, așa, nu mai spun de celelalte opere care sunt, care se petrec în Ardeal. Ați spus foarte frumos despre Valea Frumoasei, unde el a avut o mitologie întreagă acolo, a creat o mitologie în seama acestui râu și spațiul acesta de ardelenesc. Și, nu mai zic, Moldova, care era pe gustul lui, sudul, iarăși sudul, tot apare și el în literatură. Deci, iată, o acoperire geografică totală și Sadoveanu nu este al Moldovei, este al țării, este al României. Cu aceasta trecem însă la partea a doua a întâlnirii noastre. Vreau să vă aduc în atenție și să vă fac un cadou în finalul acestei expuneri fascinante. Cele ultimele două numere ale revistei Antiteze, în care o să găsiți și elemente ceva trimite la Sadoveanu. Pe de altă parte, să vă aduc în atenție ultimul număr al revistei Antiteze, care m-a surprins și m-a plăcut. Revista Viața Românească, în ultimul său număr, face o prezentare a revistei noastre, a numărului acesta 4647, aduce în atenție câteva texte și mă bucur că este aici Violeta Moșu, un text de al domniei sale, de altfel interviurile pe care le-a luat în revista Antiteze apar elogiate în acest număr al revistei Viața Românească, susținătura lui Liviu Stoiciu, și numai atât interviurile cu Nicolae Breban și cu Nicolae Manolescu, care apar în acest număr, și, pe de altă parte, apar din numărul nostru atrage atenția de asemenea și spațiul pe care l-am acordat lui Calistrat Hogaș cu prilejul centenarului morții sale. Dar că l-am încheiat, am realizat în acest an un adevărat maraton pe care l-am început în primăvară cu Hogaș și l-am continuat cu Hogaș în vară și acum îl încheiem cu această sadoveniană la care ne-a onorat profesorul Constantin Dram. De asemenea, numărul pe care îl aducem în atenție, Antiteze, pare rău, este domnul Constantin Tomșa, pare rău că nu este și Raluca Naclat, însă din motive personale n-a putut să vină astăzi la întâlnirea noastră. Fac eu, însă trebuia să facă prezentarea. Vă aducem în atenție un eveniment de-a dreptul serios, care are loc la Teatrul Tineretului, este spectacolul cu Wolfgang, regia lui Radu Afrin. Este un spectacol absolut emoționant, un spectacol deosebit, la care ține și noua conducere, cu care vrea să se ducă la foarte multe festivaluri în țară și în străinătate. Un spectacol care a atras atenția. Mi se pare că chiar astăzi este o a doua premieră la care s-ar putea să fie un eveniment, de asemenea, de aceeași anvergură. Vă aduc în atenție că ne-am ocupat în acest număr și exact am ajuns aici la o conferință pe care a ținut-o un alt
filolog de foarte bună condiție, Cristian Bădiliță, de care sunt sigur că îl știți și l-ați urmărit la Marile Texte ale Creștinismului, o conferință care ne-a plăcut și care a avut loc la Piatra Neamț. De asemenea, noi am înregistrat această conferință și dacă ori aveți un text paralel, ori dacă nu, vom da fragmente din această conferință și în revista Antiteze. Avem câteva texte deosebite. Este interviul pe care l-avem cu Dumitru Radu Popescu, câștigătorul Marelui Premiu la Festivalul Creangă, la Marele Premiu pentru Proză Ion Creangă. De altfel, ieri conducerea unui scriitorilor ne-a contactat și ne-a întrebat dacă continuăm. Mi-a spus cum să nu continuăm. Continuăm cu același interes pentru proză. Vrem să schimbăm puțin interesul de la poezie, pentru că, în general, Neamțul era cunoscut pentru poezie, școala de poezie la Neam. Mutăm ușor interesul spre proză, pentru că am avut prozatori și numai Creangă, dar iată și Poga și Sadoveanu, care a locuit foarte multă vreme în spațiul județului Neamț, și unde am vizitat de curând muzeul de la Govidenie, este foarte bine întreținut și foarte bine organizat. E un muzeu de referință, care ar trebui să intre în conștiința publică mai mult. De altfel, sunt școli care vizitează muzeul Sadoveanu, nu este chiar uitat Sadoveanu, cum ne închipuim. Așa. Este aici prezentat de asemenea în revistă și un studiu la care noi ținem foarte mult, la lui Andrei Dârlău, face foarte bine. Foarte multă lume ne întreabă cine este acest Andrei Dârlău, care vorbește despre confucianism și monoteismul difuz al momentului actual prin care trece omenirea. Sunt foarte multe detalii interesante în acest studiu al lui Dârlău. De asemenea, să ne referim, este și un fragment din recentul roman lansat al lui Constantin Munteanu, aici de față, Singurătatea din Spreziu, s-au amintit din cartierul Lenin. Este reprodus un fragment din acest roman, pentru că cartea este citită de anumiți cititori, revista are alți cititori, am considerat necesar să introducem, să înserăm în spațiul revistei și câteva din paginile acestei cărți de debut. Dacă ea trebuia să fie o carte de debut a lui Constantin Munteanu, din păcate a ajuns o carte de recuperatoare, de restituire la cum să spun, în vârful carierei. Iarăși Violeta Lăcătușu de la Roman ne atrage atenția asupra festivalului Blecher, care a avut loc recent la Roman. Florin Vasile Bratu, care este prezent aici cu un poem, a fost remarcat și de Liviu Anstoiciu în prezentarea de la care m-am referit. Și n-aș vrea să trec peste grupajul de poeme al lui Nicolae Sava, un grupaj excepțional de bun, un grupaj deosebit de interesant. Îmi pare rău că nu este de față, l-am invitat la manifestare, este la o altă acțiune. Așa, Romanul este și el bine reprezentat de Cristina Panaite. În sfârșit, un număr complex, un număr bun, este un număr în care avem și o cronică literară despre Comanșova, îl aducem în actualitate, pentru că rămâne nemțeanul nostru, și am prezentat cărțile domnii sale de poezie și un grupaj substanțial de poeme. În sfârșit, zicem noi că o revistă, un număr nou, în care pe copertă avem chiar din spectacolul acesta recent al Wolfgang, care îl considerăm o relansare a Teatrului Tineretului în conștiința publică din țară, pentru că Teatrul Tineretului a fost o rampă de lansare și continuă, prin acest spectacol continuă să fie o rampă de lansare de talente și de regizori foarte valoroși. Este Radu Aprim, care este unul din vârful de acest teatru, noi teatrologii. Cu aceasta trecem spre momentul, am zis noi, de culminație al acestei întâmplări literare. Este vorba de acordarea Premiului Național pentru Proză Mihail Sadoveanu, la care am făcut anul acesta pentru prima oară și nominalizări. Trebuie să vă spun că la trecutele ediții
La ediția de acum 2 ani a fost premiul obținut de Florin Vasile Bratu pentru cartea Drum Închis, de care a, pe care am menționat-o și a lăudat-o foarte mult Constantin Dram în cronicile din, în cronica sa din revista Convorbiri Literare. Este un roman dens, un roman bun, un roman care a unui autor din Roma care a debutat la editura Junimea în anii 80, dar care după aceea în anii 90 s-a pierdut oarecum, ca după aceea să revină în anii 2000 cu câteva cărți foarte, foarte bune, dintre care acest Drum Închis este un roman și subtil și interesant, semipolițist, un roman bun. La ediția de anul trecut am dat premiul Mihail Sadoveanu lui Constantin Munteanu, știți foarte bine, pentru romanul domniei sale Stăpânul Licuricilor, așa, eram să spun altfel ceva de licurici, am vrut să fiu exact, așa, de Stăpânul Licuricilor, un roman foarte bun, un roman de asemenea dens, un roman despre perioada pe care o traversăm, o perioadă neguroasă și o perioadă foarte, cum să spun, întortocheată. Iată, acum, pentru anul acesta, am avut 3 nominalizări. Am avut pe... l-am avut pe Picănelu Căciuleanu, de asemenea pe Adrian Geromila, pentru cărțile, o carte de povestiri, și de asemenea, un al treilea, am avut un al treilea nominalizat, l-am avut pe Virgil Savin, domnul Virgil Savin și dânsul de față, pentru tripticul pe care l-a încheiat recent, cu Dealuri Ghindăoane. Am spus că merită această carte, este o carte mai mult eseistică, dar este în atmosferă sadoveniană și este scris într-o manieră sadoveniană, într-un fel, și l-am inclus în selecția pentru, pentru acordarea acestui premiu. Virgil Savin, autorul acestui triptic aici de față, vreau să-l elogiez pentru pasiunea cu care s-a plecat asupra istoriei unui loc, istoriei unei comune, apropo, discutam despre spațiul acela, apropo de Bălțătești și de tot locul acesta, bătălia de la Hindău, cea mai veche, cea mai importantă victorie care a obținut-o Moldova la începuturile ei, așa, și s-a ocupat foarte mult și interesant până în epoca noastră. Cartea are ecouri deosebite și în spațiul comunii, dar și în afară. Oamenii care sunt din Ghindăoan, care ne solicită și ne întreabă, din păcate nu mai avem volumul 1 care este epuizat, avem ceva din volumul 2 și volumul 3 recent apărut. Îl fericit, vreau să spun, pe domnul Virgil Savin pentru această carte pe care a scris-o în 3 volume, carte foarte, foarte interesantă, foarte multe elemente documentare și scrisă într-o manieră relaxată și eseistică. Pentru că, trebuie să vă spunem, juriul de care a făcut parte Constantin Tomșa, Raluca Naclat și cu mine, am decis în cele din urmă să acordăm premiul Mihail Sadoveanu lui Picănelu Căciuleanu pentru romanul său Mahalaua Precista, un roman interesant, un roman bun, un roman despre, nu numai de memorialistică, dar un roman care stabilește o anumită mitologie a unui spațiu pe care noi îl cunoaștem aici în Piatra Neamț. Lumea, o lume care s-a dus, o lume care a apus, o lume care trăiește încă în memoria unora dintre noi. În orice caz, cu personaje și cu foarte multe lucruri interesante. Sigur că sunt și multe elemente autobiografice care încarcă într-un fel materia romanului, dar în general romanul se susține, romanul are o construcție a sa, are foarte multe elemente de culoare, foarte multe elemente, apropo de ceea ce se și vorbea aici, despre culoarea aceasta locală, elemente de subtilitate și mai ales elemente de, postmodernism, de roman modern, roman adus la zi într-un fel prin scriitură, pentru că Picănelu Căciuleanu ne-a obișnuit cu năzdrăvăniile sale, a fost inventatorul unui
concept care s-a numit deasupra realism, ceea ce este dincolo de suprarealism și duce totul într-o manieră a jocului și a ludicului și a, în orice caz, a mitologiei trăitului clipei imediate. Dar vreau să-l chem aici pe Bică Nelu Căciuleanu. Se acordă această diplomă. Vreau să ne faceți o poză. Vreau să ne faceți o poză pe domnul. Da. Poftiți aici, lângă noi. Poftiți lângă noi aici ca să participați. Da. Așa. Poftim, liniște-o. Așa. Acum și pe ăla. Eu asta noapte n-am dormit deloc. Mă gândeam ce să spun, ce o să spun. Dacă o să spun ceva, să-mi scriu, să-mi uit. Și am pus mâna pe cărți, că le aveam la îndemână. Am citit până pe la 1, am adormit, m-am trezit pe la 3, iar am citit. Și așa mi-am petrecut dimineața. În sfârșit a venit și soarele, a venit și pe strada mea. E o carte la care am muncit cam 8-9 ani de zile, pe care o aveam în minte încă de pe vremea când eram parfumul florilor din buchetul oferit de el, ei, eram sărutul ei pe care l-a dat lui și trebuia să mă nasc ca să vorbesc despre lucrurile astea. Eu în cartea mea vorbesc despre multe și hazlii întâmplări, dar și despre cei care m-au purtat prin școală, m-au purtat vorba aia în puf, despre mama, despre tata, despre bunicul, despre bunica. Și a trebuit să fac o a doua ediție. Iată, această a doua ediție, de fapt, este premiată, se pare, cu premiul de proză. O ediție în care am redus asperitățile, multe din ele, la adresa celor pe care am eroi în cartea mea. Și vreau să mulțumesc în felul acesta surorilor mele care mi-au atras atenția asupra acestor lucruri, dar și celor care au fost prieteni din copilărie, adică lui Gheorghe Crăilă, lui Goe, care era o vreme pe aici și văd că nu mai e, cred că s-a plictisit, lui Ioan Clopoțel, lui Gheorghe Hiboschi, lui, până la urmă, Adriana lui Gheorghe, Cristian Ivescu, Emil Nicolae, care mi-au dat niște sfaturi cu privire la felul în care ar trebui structurat romanul. Dar ultima dată l-am întrebat și am cerut sprijinul lui Adrian Geromila, care mi-a zis: domnule, e o carte bună, dar are multe pasaje dulci. Trebuie să renunți la ele. Nu știu care sunt alea, te rog să mi le arăți. I-am dat cartea, a înconjurat, a tăiat, a subliniat acele pasaje la care trebuia să renunți. Am renunțat. Am făcut cartea așa cum i-a plăcut lui. Am tăiat, am renunțat la 20 sau 30 de pagini de texte critice. Și dacă prima ediție a avut 380 de pagini, cu toate acestea,
la care am renunțat, iată, ediția a doua are cam tot atâtea pagini, însemnând mai multe povestiri, mult mai bine aduse în atenția lectorilor evenimente care s-au întâmplat și pentru care vreau să mulțumesc, nu în ultimul rând, și familiei Ferăstrăvaru, care mi-a dat unele idei, preotului paroh de la Biserica Precista Părintele Petraru, care mi-a pus la dispoziție unele însemnări din monografia la care lucrează încă a Bisericii Precista, judecătorului Ciubătaru, care tot la fel mi-a descris unele evenimente care apar în carte, de asemenea altor persoane importante pe care le, acum nu le mai țin minte, dar cer să vă zic, cartea asta n-ar fi apărut nici în prima ei ediție, nici în a doua ediție, dacă n-ar fi fost sponsorii. Cu toate aceste ajutare, o trebuit să mă îndatorez și la bani. Așa că, până la urmă, am făcut tot posibilul ca să iasă o carte bună. Eu mulțumesc foarte mult pentru că ați participat, mulți dintre dumneavoastră, la invitația mea, la acest eveniment. Mulțumesc organizatorilor care sunt Consiliul Județean și mai ales juriul, că a și la pentru alegerea pe care a făcut. Sigur că da. Și în final, după un premiu așa de valoros, vă invit la un protocol simatic. Vreau câteva lucruri să vă mai spun, pentru că el v-a spus, într-adevăr, cartea aceasta a fost scoasă pe propriile speze, a recurs la împrumuturi în orice caz, dar zic eu că a meritat efortul. El este în clipa de față dator la bănci pentru această întreprindere a lui. Dar altceva vreau să vă aduc în atenție, faptul că a debutat la Cenaclu Calistrat Hogaș, lucrurile se leagă, iată tot în casa Hogaș ai primit acest premiu. În anii 70 debuta la Cenaclu Hogaș, sunt câțiva din acei membri ai Cenaclului Hogaș de atunci, între care l-am văzut aici pe Ioan Clopoțel și pe Gheorghe Hibovski, care erau colegi de cu dânsul de ofensivă literară, ca să zic așa, în Piatra Neamț. Ioan Clopoțel scria și el atunci proză, de asemenea Gheorghe Hibovski scria proză și poezie și nu numai atât, era prin Cenaclul acesta sau au venit foarte mulți din literații tineri din pe băncile liceului Calistrat Hogaș de atunci, era și Ioan Onisei între ei, iar Picărelu Căciuleanu făcea și atunci senzații cu prozele lui oniriste, pentru că el era atunci foarte bine conectat la curentul onirist. Au rezistat ceva din onirismul lui, inclusiv până în Mahalaua Precista. Iată, e o carte mai elaborată, o carte de maturitate, în orice caz, o carte bine gândită. Și zic eu că merita acest premiu pentru care ne-a pus la treabă să-i citim cartea și pe mine și pe domnul Tomșa și pe Raluca Naclad. I-am citit-o și spunem că premiul merită cu prisosință. Îl felicităm și spunem să scrie mai departe și să se uite și a dus cartea în foarte multe locuri. Trebuie să vă spun că elogiile cele mai importante au venit din partea criticului Ban, care l-a menționat în vreo două sau trei ocazii, odată la Iași, odată la Bacău, la un recent festival, a menționat că este una din cele mai bune cărți apărute în ultimul timp și am ținut seama și de aceste ecouri favorabile în această impresie acestei cărți. Felicitări și iată premiul Sadoveanu ajunge pentru Mahalaua Precista,
care este datorat lui Bică de rugăciune. Mulțumesc!